Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Mersi, Cristi, că putem să intrăm în direct. Vă salută colegii mei. Și eu îi salut. Bună! Ce ați făcut în seara asta acolo? Ce să facem? Am ținut în primul rând un moment de reculegere în memoria regelui Mihai, după care am început să prezentăm activitățile noastre și suntem alături de tablourile artistului Zoltán Lorenz, care este, a fost decretat cel mai bun fotograf al anului ieri și care ne oferă tablouri pentru acțiunea noastră. Eu am cântat piese ale Mariei Tănase și acum oamenii sunt foarte generoși. Cel mai generos deocamdată a fost Ilie. Și mai ales cu prezența lui și cu tot ce a putut să ne ajută și îi mulțumesc din suflet. Să-l ascultăm pe domnul Năstase, să vedem cum a fost seara și după aia să-l întrebăm dacă a găsit ceva în ghetuțe aseară, că a fost Moș Nicolae. Degeaba mi-l bagi în ureche, că tot n-aud. Trebuie să-mi bagi două mie. Bună seara, bună seara! Bună! Bun, vreau să vă întreb cum a fost la acțiunea pe care, la care v-a invitat Rona și că înțeleg că ați fost o parte importantă acolo. Nu știu dacă am fost mai important ca ceilalți care au fost invitați. Sunt un invitat și mi-a făcut plăcere să fiu astăzi seara aici. Ca și spune și treaba asta cu suflete, oameni și speranțe. Ar trebui și statul român să implice în treaba asta, nu numai privații. Domnul Năstase, am două întrebări să vă pun, una simpatică și una puțin dureroasă. Cea simpatică este dacă v-a lăsat Moș Nicolae în ghetuțe ceva azi noapte. Mie nu, dar a lui Brigitte a lăsat un diamant, cred. Așa, da, mai zic și eu, domne. Tare Moș Nicolae ăsta, ce să spun. Și în al doilea rând vreau să vă întreb dacă v-a trecut... Păi da. Bun, diamantul este pe un inel, e pe ceva, sau cum e diamantul ăsta așa, cum a venit? Nu știu, nu mai contează, că diamantul e important, că inelul costă mai puțin să-l faci. Să montezi un diamant costă puțin. E adevărat. Înseamnă că Brigitte, evident că apreciază că are... Că l-a meritat. Că l-a meritat. Ce a făcut Brigitte de a meritat diamantul? Asta vrem să știm. Dar stați puțin, că mai vine și Crăciunul și Anul Nou. Dar chiar adică așa. Adică ea le-a luat acum, asta e prima fază. Vreți să ne spuneți că Brigitte a fost cu minte și n-a meritat nuielul și anul ăsta, nu? A fost cu minte, s-a dus pe la Istanbul, și-a mai făcut nu știu ce pe la față, pe la păr, știu, nu mai știu. Asta e altceva, dar după un an în care toată lumea a zis că, mă rog, există o furtună în paradis, iată că anul Spiritul se sfârșește... Spiritul Crăciunului prinde cu se sfârșește cu bucurie și cu diamante. Păi da. Păi, fiecare cu alea bunele lui, fiecare se împacă, fiecare... Noi, dacă lumea ne judecă, e problema lor. Noi ne împăcăm și ne certăm, ne împăcăm în fiecare zi. Așa Doamne ferește, noi nu vă judecăm. Doamne ferește, voiam să vă întreb ceva, dacă v-a trecut supărarea pentru... Nu, dar oamenii, nu voi, în general oamenii. Așa e. Voiam să vă întreb dacă v-a trecut supărarea după imensa mitocănie făcută de jandarmi în momentul în care nu v-au primit la 1 decembrie în tribuna oficială. De parcă Ilie Năstase, care deschide orice poartă în lume, are nevoie de invitație. Niște oameni obtuzi din punctul nostru de vedere. Nu m-a deranjat pentru că aveau dreptate. Eu n-am avut invitație, dar în anii dinainte, acum de 5 ani mă duc cu fetița mea, când avea 5 ani, acum fac cu 10, mă duceam și mă rugam de un polițist pe acolo să mă lasă și pe mine lângă ziariști, lângă fotografi. Și asta am vrut să fac și de data asta, dar n-a ținut. Însă pot să vă spun că Halep s-a dus cu... a fost invitat oficial de... președinție și nu s-a dus cu invitația scrisă, a transpus-o pe telefon electronic. S-a dus cu telefonul și arată invitația, a zis că nu e valabilă invitația. Și n-a primit-o? Așa că, nu, nici pe ea. Vai de mine și de mine. Dom'le, îmi place că oamenii sunt organizați. Când e vorba de Halep și de Ilie Năstase, că mulți numărul unu avem pe lumea asta, e clar că nu trebuie să-i primim la tribună. În rest, erau câțiva pe la tribună acolo care n-ar fi avut ce să caute
Comparativ cu dumneavoastră. Nu, dar nu vreau să mă duc la tribună, încă o dată spun, vreau să mă duc acolo pe unde trec mai aproape unei parada și vreau să stau cu fetița mea, că în fiecare an mă duc. De mână, plouă, ninge, mă duc. Dar nu e o problemă, că mai insist, mă duc și la anul, mă de afară și la anul, nu e nicio problemă. E păcat. Dar eu îi simt foarte multă, foarte multă ironie și, cum să spun, tristețe în mesajul dumneavoastră. Da, aveți de gând. Mi-a trecut, nu e bun. Bun, atunci pentru Brigitte ceva, că dacă Moș Nicolae vine cu diamant, ce mai aduce și Moș Crăciun, domnul Năstase? Un Ferrari. Nu, am glumit. Ea își face singură, ea are bani și își face cadourile care vrea. Știu că am fost în Turcia și și-a făcut cadouri, nu știu ce și-a luat. Adică nu e... Mai muncește și ea. Mi se pare normal. Adevărul e că a muncit, cum să nu. De ce nu? Da, e foarte frumos că e pace și e veselie. Vreau să o întreb și pe Rona, dacă ne putem întoarce Denisa pentru o secundă la Rona, pentru că este în această seară. Vreau să te întreb pentru două minute, care a fost cauza pentru care ați fost în seara asta acolo, da, și să vorbim în două minute de eveniment. Hai să-ți spun. Bine, în primul rând am ținut neapărat să primească un trofeu Ilie Năstase, pentru că dacă el nu e invitat în tribuna oficială și nici eu și nici Simona Halep și niciunul, pentru noi el este foarte important și e un simbol al României peste hortare. Așa, dar poate că nimeni nu-i profet în țara lui. Dar vreau să spun că noi în această seară aici am vorbit despre Fundația Bucuria Ajutorului, acolo unde tatăl meu a fost în ultimele 4 săptămâni, în ultimele 4 luni din viața lui, și eu sunt foarte apropiată de ei, că îi cunosc, știu ce fac, știu că oamenii nu știu că acest centru Sfântul Nectarie pentru îngrijiri paliative e deschis tuturor, o opera bisericii, așa că tata se numea Niculae și această gală, într-un fel, am vrut să o fac de Sfântul Niculae pentru el. Și mă mai ocup iarăși de cazul Irina și se pare cu ajutorul tău că Irina va fi preluată de Fundația Mereu Aproape. Și îți mulțumesc mult, Cristi, pentru că suma pe care trebuie să o strângem pentru Irina e foarte mare și tu m-ai ajutat și vreau să-ți mulțumesc mult. Deci o reprezentam în această seară, dar înainte ca acest caz să fie prezentat, uite că tu nu ne-ai ajutat. Mulțumim foarte mult. Rona, mersi. Felicitări pentru această seară. Așa. Te rog, spune. Mulțumesc. Mai e ceva Mulțumesc. De spus? Este o seară minunată, sunt foarte multe vedete care au venit, doar atâta vreau să zic, și să le mulțumesc din tot sufletul. Foarte bine. Vreau să te întreb dacă moșul a venit la tine și la fata ta cea superbă. Și ce a adus moșul? Moșul mi-a adus ieri 5 perechi de cizme și pantofiori. A uitat să-mi pună dulciuri, fiindcă eu sunt la post, dar am avut foarte, foarte, foarte multe cadouri ieri din partea lui Cristina Bătlan. Foarte frumos. Și viața mea e toată un răsfăț, așa că pentru mine e în fiecare zi Crăciun. Mulțumim foarte mult. Denisa, hai să auzim... Crăciun și Moș Nicolae. Așa este. Hai să auzim la final ce face de Crăciun și Ilie Năstase și după aceea să vă mulțumim pentru participare. Întreabă tu chiar dacă e nevoie. Mie moșul nu mi-a zis că eu sunt moșul. Eu mi-aduc în fiecare an. Eu sunt moșul pentru fetele mele, pentru Brigitte, așa că... Foarte frumos. Și ce fac de Crăciun? Nu știu, cred că mergem în Italia la niște prieteni. Da, mergem de Crăciun de anul la Firenze. Avem niște prieteni acolo și e al doilea an că mergem. Dacă nu cumva nu ne mai auzim, noi trei vă urăm la mulți ani și să sărbători aveți un an fericite. Bun, mai liniștit decât anul ăsta care a fost și cu multe împrumări. Și să ne... să nu, fie... nu, că n-am auzit... Nu, că nu-i bine. Dacă e liniștit, nu e bine. Hai să nu vă mai bateți cu englezoicele, domnul Năstase. La asta mă refeream. Că nu mai ne recunoaște nimeni. Dacă e liniștit, spunem că suntem liniștit, nu ne recunoaște nimeni. Așa e. Pasiune. Da, doamnelor și domnilor. Mersi, la mulți ani și ție. Sărbători fericite, Cristi. Doamnelor și domnilor, Rona Harden și Diana